Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Ionela la Gherghe și vă invit să urmăriți știrile GDS, cel mai important grupaj informativ al zilei. Oficial începând cu 1 mai, blocul operator din cadrul maternității Spitalului Județean de Urgență Craiova a fost închis pentru renovare. Toate nașterile care urmează să aibă loc în aceste unitate medicale sunt acum mutate la Spitalul Filantropia Craiova. Viitoarele mămiși trebuie să știe că vor putea fi asistate la naștere de medicul care le-a urmărit sarcina dacă acesta își suspendă contractul cu Spitalul Județean și merge să lucreze periodic la Spitalul Filantropia. Pentru prima dată după 40 de ani, maternitatea Spitalului Județean de Urgență Craiova trece printr-o reabilitare totală. De la 1 mai a fost închis și blocul operator, ceea ce înseamnă că viitoarele mămici nu își vor mai putea aduce pe lume copii aici. Toate nașterile sunt mutate la Spitalul Filantropia Craiova. Cu acordul Ministerului Sănătății și al Direcției de Sănătate Publică Dolj, s-au redirecționat către Spitalul Filantropia 20 de paturi de obstetrică ginecologie, 10 paturi de terapie intensivă neonatală, 5 paturi pentru prematuri și 10 paturi pentru copii eutrofici. Acest lucru însă înseamnă că la Spitalul Filantropia numărul nașterilor va fi mai mare cu aproape 200 pe lună. Femeile trebuie să știe însă că nu toți medicii se vor muta odată cu ele la Spitalul Filantropia, ci doar cei care își vor suspenda temporar contractul cu SJU Craiova și vor încheia contract cu cealaltă unitate medicală. Un medic dintr-un spital nu poate să aibă activitate medicală într-o altă unitate medicală dacă nu are un contract și nu respectă anumite proceduri. Este vorba de responsabilitate, mai ales că suntem în era malpraxisului. Medicii care doresc să vină să lucreze pe această perioadă la Spitalul Filantropia trebuie să urmeze partea legală și să-și suspende activitatea la Spitalul Județean și să încheie contract cu unitatea noastră. Viitoarele mămici nu trebuie să fie îngrijorate. La noi găsesc o echipă tânără și bine formată profesional și o să existe colaborare între medicii celor două unități medicale, spune doctorul Lorena Dișmărescu, directorul medical. Al al Spitalului Municipal Filantropia. Pentru că în maternitatea Spitalului Filantropia numărul de nașteri se va dubla, conducerea unității sanitare a anunțat că pentru a reduce incidentele și infecțiile intraspitalice, accesul în unitatea sanitară va fi restricționat. Pe de altă parte, se estimează că lucrările la maternitatea Spitalului Județean Craiova vor dura aproximativ 4 luni. Un autoturism, marca Opel, a luat foc ieri în timp ce se afla în trafic pe strada Harry Ford din Craiova. Pompierii detașamentului 2 Craiova au intervenit cu specială de lucru cu apă și spumă pentru stingerea incendiului. La sosirea lor, focul se manifesta la elementele din plastic ale compartimentului motor, care au ars în proporție de aproximativ 90%. Potrivit reprezentanților ISU Dolj, cel mai probabil, incendiul a izbunit din cauza unui scurt circuit. Din fericire, șoferul a scăpat nevă tot un incendiu a mistuit în această dimineață o casă din comuna gorjană Stănești, satul Călești. Focul a fost provocat de o defecțiune la un boiler electric, care s-ar fi supraîncălzit. La fața locului au intervenit două autospeciale de pompieri cu apă și spumă. Nu au fost înregistrate victime, însă pagubele materiale sunt în curs de evaluare. Emoții mari astăzi pentru elevii de clasa a patra. Aceștia au susținut proba scrisă la limba română din cadrul evaluării naționale. La nivelul județului Dolj, peste 4.000 de copii au dat acest examen. Rezultatele nu se trec în catalog, dar vor fi evaluate la nivelul fiecarei școli. Astăzi a avut loc proba scrisă la limba română din cadrul evaluării naționale de la finalul clasei a patra. La nivelul județului Dolj, peste 4.000 de elevi din 158 de școli au dat acest examen. Joi, elevii vor da testul la matematică, iar vineri pe cel la limba maternă pentru minoritățile naționale. În ceea ce privește evaluarea națională de la finalul clasei a 6, aceasta va avea loc pe 10 și 11 mai, cu probele la limbă și comunicare, respectiv matematică și științe. Școlarii de clasa a doua au dat aceeași evaluare în perioada 10-14 aprilie, înainte de vacanța de primăvară. Este al patrulea an consecutiv în care elevii susțin aceste evaluări. Rezultatele nu se trec în catalog, dar vor fi evaluate la nivelul fiecărei școli. Ministrul Educației Pavel Năstase a declarat că, pentru prima dată după patru ani de când au fost introduse aceste evaluări, rezultatele lor vor fi centralizate la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean, astfel încât să se poată avea o viziune de ansamblu asupra situației actuale. Stresul, alimentația nepotrivită, nopțile nedormite sunt cauzele care se răsfrâng asupra sănătății tinerilor, iar creierul este principala țintă. Așa se face că jumătate dintre pacienții care ajung lunar în clinicile de neurologie din cadrul Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova au suferit un accident vascular cerebral. Îngrijorător este că tot mai mulți sunt tineri. În România, aproape 65.000 de, de persoane suferă anual un accident vascular cerebral, 31% dintre ele fiind cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani. Cea mai frecventă cauza accidentului vascular cerebral este faptul că un chiac de sânge blochează o arteră cerebrală. Sângele nu mai irigă cu oxigen o anumită porțiune a creierului, iar aceasta cedează. În Clinica de Neurologie a Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova ajung aproximativ 180 de pacienți lunar. Vârsta la care apare accidentul vascular cerebral, asta a fost o tendință a ultimilor ani, nu pot să spun că este mai mare acum decât să zicem în ultimii 3-4-5 ani, dar oricum este o vârstă mai mică, să zicem, comparativ cu ceea ce era în tratatele clasice de neurologie. Asta și pentru faptul că probabil este mai mult stres, viața modernă înseamnă un stres și stresul este un factor care poate să declanșeze foarte mulți din factorii de risc ai accidentului vascular. Numărul pacienților care suferă un accident vascular cerebral ar putea să scadă dacă aceștia ar avea o mai bună educație medicală și ar merge la controale periodice chiar și atunci când nu-i doare nimic. Medicii spun că nu de puține ori internează oameni care abia în acel moment descoperă că de ani de zile suferă de o boală de care nu au știut nimic. Prevenția primară. Asta înseamnă uh, și pacientul să fie interesat, dar și medicul de familie să, fie, să păstrezi o legătură mai atentă cu, cu, pacientul. Deci prevenția înseamnă ce? Să merg la medic atunci când mă consider sănătos. De exemplu, chiar acum am la salon un pacient tânăr, așa, care a făcut un accident vascular cerebral. Și la momentul la care s-a internat, am descoperit că era un diabetic care nu știa că e diabetic. Când l-am întrebat, dar ce boli mai aveți? Nu am nicio boală. Dar de câte ori ați fost la medicul de familie? Niciodată. Recunoașterea simptomelor bolilor vasculare cerebrale poate salva vieți. Printre cele mai frecvente simptome se numără amorțelile și dificultatea de a mișca membrele. În România, din cei aproape 65.000 de bolnavi care suferă anual un accident vascular cerebral, doar 25% au șanse să își reia activitatea, restul rămân cu dizabilități motorii și cu afectări neuronale. Campania de depunere a cererilor pentru subvenții pe anul 2017 este pe ultima sută de metri. Fermierii trebuie să se prezinte până pe 15 mai la centrele APIA și să solicite sprijinul financiar. La nivelul județului Mehedinți au fost depuse 75% din totalul cererilor, iar angajații APIA fac demersuri să conștientizeze fermierii că trebuie să se grăbească. Termenul limită pentru depunerea cererilor unice de plată în vederea obținerii de subvenții în agricultură pe anul 2017 este 15 mai. Cererile unice de plată se depun la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în cazul fermierilor care solicită o suprafață mai mare de 50 de hectare teren agricol și la centrele locale, în cazul celor care solicită o suprafață mai mică sau egală cu 50 de hectare teren agricol. La nivelul județului s-au depus până acum în proporție de 75% cererile de subvenție pe suprafață. Menționăm că unii dintre angajații APIA au pornit o campanie de informare suplimentară pentru ca toți cetățenii posesori de animale și terenuri să depună cererile până la data de 15 mai. Angajații APIA fac demersuri să conștientizeze fermierii că trebuie să se grăbească, iar în acest sens a fost prelungit programul agențiilor. Acum, pe ultima sută de metri, angajații APIA lucrează la foc continuu, peste program, chiar sâmbetele și duminicile. De aceea rugăm toți fermierii să că se pot prezenta și în zilele de sâmbătă sau duminică. La nivel național, până în prezent, au fost depuse în cadrul campaniei de primire a cererilor unice de plată 600.000 de cereri pentru o suprafață de 3,4 milioane de hectare. Târgul Context, organizat de Camera de Comerț și Industrie Dolj, s-a deschis astăzi în incinta clădirii Casei Tineretului. Acesta reunește 35 de producători și comercianți, precum și meșteri populari care creează produse unicat. Este a doua ediție a târgului care se organizează la Casa Tineretului după ce prima, desfășurată luna trecută, s-a bucurat de succes în rândul craiovenilor. Craiovenii pot găsi la noul târg de la bluze, fuste și rochițe confecționate din materiale vaporoase la încălțăminte și accesorii pentru sezonul cald. La etajul clădirii sunt prezenți artizani doljeni care expun bijuterii unicate, lucrate manual și alte produse handmade. Bijuteriile sunt realizate din argint cu cristale Swarovski, sunt realizate manual, sunt realizate de fica mea. Aveți un atelier aici în Creva? Da, este un mic atelier cu producție mai mică, nu ne-am extins foarte mult, din lipsă de angajații. Ce căutați astăzi la Context? Caut o haină de piele, dar vreau mai elegantă, mai tinerească, nu chiar așa, au mai multe clasice. Este a doua ediție a târgului care se organizează la Casa Tineretului după ce prima desfășurată luna trecută s-a bucurat de succes în rândul craiovenilor ca și număr de firme producătoare sunt mai mulți decât ediția precedentă, dar ca și număr de firme prezente este constant, pentru că locația nu permite construirea decât un număr de 34 de standuri, dar noi ne mulțumim cu aceste 34 de standuri, important este calitatea produselor care este adusă odată la o lună și jumătate la două luni în Craiova, decât de firmele producătoare care mențin tradiția celor 10 ani de târg context. Târgul Context va fi deschis începând de astăzi și până duminică între orele 10-20, intrarea fiind liberă. Noutatea ediției este aceea că se va organiza o tombolă cu diverse premii pentru vizitatorii târgului. În continuare vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. La noapte cerul va fi senin în Oltenia, iar temperaturile se vor încadra în parametrii normali pentru această perioadă anului. La Craiova, temperatura minimă va fi de 13 grade Celsius, iar în celelalte zone ale regiunii, aceasta va oscila între 12 și 14 grade. Mâine vom avea parte de vreme schimbătoare în Oltenia și vor apărea precipitațiile. Acestea vor fi însă de scurtă durată și se vor consemna la Drobeta, Târgujiu, Jiu, Râmnicu Vâlcea, dar și la Filiaș, în Dolj. În schimb, Craiova va fi ferită de ploi, chiar dacă cerul va fi noros la orele miezi. Maximele zilei de mâine vor fi cuprinse între 23 și 27 de grade Celsius. Ceva mai răcoare va fi la Râmnicu Vâlcea, unde se vor consemna 21 de grade. Aici punem punct știrilor GDS. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de Alege TV. O seară frumoasă!